Așa cum știți, din nefericire, săptămâna trecută, 5 cetățeni români și-au pierdut viața într-o explozie la o uzină chimică din Republica Cehă. Doamna ministru Natalia Indotero s-a deplasat de urgență în localitatea respectivă, a ținut un contact permanent cu familiile celor decedați, dar și cu autoritățile locale. Am avut sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. Iar guvernul va aproba în cadrul ședinței de astăzi un ajutor de urgență în sumă totală de 225.000 de lei pentru sprijinirea familiilor cetățenilor românii afectați de explozie și în același timp vreau să transmit și pe această cale condoleanțe familiilor aflate în suferință.